Ați câștigat un voucher de cumpărături în valoare de 600 de lei. Cel mai mare post de televiziune din univers. Uite, tot arborele tău genealogic este aici. Știți că o terapie de cuplu de succes duce la divorț? O, Dumnezeule, nu! O să ni se lumineze platoul, da. A venit cine limba? Și bine, și bine, da? Da. Asta contează, asta contează. Da. E minunat. Cum simți liber să te bucuri de ce-ți oferă viața? Îți place, place, îți place Viața cu Verdini! Da, mi-era dor de asta. Zici tu bună dimineața. Am spus bună dimineața. Ah, dar nu te-am auzit. Bună dimineața. Ați câștigat un voucher de cumpărături în valoare de 600 de lei. Am înțeles. Totul durează aproximativ 30 de minute. Credeți că vă puteți face timp să ajungeți la ora 10 sau la ora 13? Nu, absolut imposibil. Sau la ora 18? Nu, absolut imposibil. Puteți să-mi trimiteți voucherul ăsta pe care l-am câștigat pe mail, de exemplu? În voucherul se trimite, se ridică doar personal, doar fizic, adică dacă doriți să veniți dumneavoastră. Am înțeles, deci practic n-am câștigat un voucher de 600 de lei. Practic am câștigat, doar că așa se ridică voucherul. Dar nu mi-amintesc să fi participat la vreun concurs. Puteți să-mi spuneți cum... În urma campaniei care se desfășoară în orașul București, numărul dumneavoastră a fost sunat aleatoriu. Am înțeles, am înțeles. Deci sunt pur și simplu norocos. Ok. Dacă doriți să trimiteți la altcineva în locul dumneavoastră. Nu, 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 nu. Rita, ai vrea să te duci tu la... Rita, vrei să te duci tu? Nu vrei să te duci tu? Nu? Nu. Da, din păcate n-am pe cine. Asta este o tehnică de vânzări extraordinar de alunecoasă și de periculoasă. Aș recomanda, nu vă duceți la asemenea întâlniri. Doamna mi-a zis că eu am câștigat un voucher de 600 de lei pe care îl pot folosi la magazinul lor dacă mă duc la prezentarea lor ca să-mi vândă mie produsele lor, în înțelegeți? Natură. În natură, da, 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 da. Și sigur există acolo un catch, o steluță mică jos în subpagină care menționează probabil că voucherul este valabil la achiziția unor produse în valoare de lei. Adică nu-mi dau așa, ia-mă, 600 de lei. Nu, asta sigur nu se întâmplă. Totuși, tot nu are numărul tău. De pe internet, mă, sau formează random, efectiv. Bune. Da. Bine, hai să le spunem oamenilor, măi Rita, Iurita, că noi n-am mai fost de mult la o emisiune. În pentru că a fost București. Vară, n-am mai fost de mult la o emisiune, mergem din nou la Metropola. Tu n-ai fost, eu am fost. Hai bine, zine detalii, unde mergem și ce facem. Mergem la mama lui Pic, adică așa Dana... Așa se numește emisiunea? Nu măi, mama lui Pic, așa. Autoarea cărții așa. Pic. Continuăm. Adică Dana Samoidi Strate. Da. Și nu știu ce vom face acolo, tu vei face magie, cred. Da. Vom vorbi deci mergem la Dana, măi, și emisiunea știi cum se cheamă? Nici nu mai știi cum se cheamă, Dana, să ne spui și nouă din nou cum se cheamă emisiunea și iartă-ne, te rog, pentru părinți că la noi fix. Uităm. Bravo, mă! Bravo, bingo! Bravo! Vreau un premiu! Bravo! Vreau a, un nu premiu. Pot să cred, nu e în rec. N-am filmat nimic. Nu e adevărat. Da, era o farsă mică, ha, ha, ha. Ați râs? Dacă ați râs, lăsați-ne în comentarii că ați râs sau că nu ați râs. Da. Bine, păi bună dimineața. Păi așteptăm, așteptăm momentul când vom avea noi doi o emisiune și vă vom anunța asta pe post. Da. La un post de televiziune internațional. Mare internațional. Ceva mare, ceva huge, ceva. Duna TV. Nu. Nu. Să fie un post de televiziune, cel mai mare post de televiziune. Din care? Univers. Știi, era pe internet un mesaj viral cu magia se află în munca pe care o eviți. Nu? O știi? Magia? Da, nu, magia pe care o cauți se află în munca pe care o eviți. Da, și eu aș adăuga la asta că se află și în treptele pe care încerci să le tot sari. Voi ce mai faceți, mă, că despre voi este vorba, noi pentru voi facem acest vlog, așadar ce mai faceți? Totul bine? Bravo! Vă mulțumim că sunteți alături de noi și nu uitați că împreună suntem minunații și apăsați like și distrați-vă și hai, o zi minunată că revenim imediat cu super secvențe de la emisiunea asta trăznită, pentru că o să fie trăznită datorită nouă. Trăznită. Trăznită? Ai zis cuvântul trăznit? Da, de la jurnal trăznit, care nu era trăznit? Bună dimineața! Bună dimineața!
Măi, dar cum e la metropolă aici, holul ăsta e genial. A ajuns, prefer să deschizi tu ușa. Asta e destul de grea. Bună dimineața! Bună dimineața! Bagă la cap, bagă la cap, vorbim despre 1-1. Melodia Vara, lansată la începutul acestei veri și care a devenit hitul verii. Da. A devenit? Da, este cel mai mare hit al verii, numărul 1. Anunțăm marele spectacol de la Sala Palatului 2 februarie 2025. Asta, da. Vă rog, țineți minte. Show-ul cu DJ Bumba și Bumbița. De unde? Melodii noi. Unde se joacă? Anunțăm că se vor programa și că s-a lansat și tu îl joci. Tu îl joci? Tu l-ai scris, tu îl joci. Așa, hai. Și vom încheia cu niște magie de la domnul Gabriel. Încheiem cu magie? Nu începem cu magie? Ce e asta? Începem. Ce? E prietenos. Ia uite. Foarte urât. Aici sunt, nu este adevărat. Este, e foarte urât. Este istoria ancestrală a omenirii. E urât. Îți reprezintă toți strămoșii tăi. Da, uite, da, tot tarburele tău genealogic este aici. Strămoșii, durerile mele și să-și vadă ei de ale lor. Da? Da. Nu mai vreau să aud de niciun strămoș. Nu mai vrei, eu? Gata, ți s-a luat? Mi s-a luat de tot, să mă lase. Eu îi port aici. Poartă-i, ca să mi-aduc aminte de ei. Porți în cârcă? Nu, și pe față și pe dos. Nu, doar mă mândresc cu ei aici, uite. Da. Că ei nu mai sunt. Da. Ce pe dos? Mor! Ce pe 26? 12 luni, numele bani. Ce pe 26, mă? Întoarcerea ei de la Arad. Eventual. Ok. Eventual. Bună ziua. De cuplu, importanța terapiei de cuplu. Spre o familie mai puternică. Dana, un psiholog mi-a zis că... Te pup! Te pup și eu. Mi-a zis că o terapie de cuplu de succes duce la divorț. O, Dumnezeule, nu! Te reglează aici. Ce? Terapia sau divorțul? Pe unii divorțul, pe unii terapia. Facem și noi glumițe, nu ne luați în serios. Ha-ha! De autobază. Cum hai. Acum intrăm? Nu intrăm noi. Intrăm noi acum? Da. Cu toată încrederea. Vă aștept ca și când. Mulțumesc de terapia de cuplu. Păi vrei să vorbești despre terapia de cuplu cu mine? Nu. Gata, am ajuns aici, suntem cu mama lui Pic, care este ravisantă ca de obicei. Mama lui Pic și a lui David Mic. Nu mai scoate cu Mic? Urmează, da, eu vreau să fac o serie, da, vreau să fac o serie cu Pic, da. Așteptăm, da, aștept, da, cu mare da. Interes. Să vedem prin ce aventuri mai trece. O să ni se lumineze platoul, da, da, te aud, da. Nu știu dacă ai venit din voi. Și noi. Valorificând astfel timpul. A venit și Bumba. A mâncat cam mult înghețată în vara asta. Adică nu, era în acest minunat platou. DJ Bumba! Salutare! Noi spunem bună dimineața indiferent de oră, pentru că fiecare moment este un nou început, așa că bună dimineața la orice oră, da? Ce faceți? Deja ați început petrecerea? Super! Damn!
place. Tu ești minunat, minunat. Le faci cu telefonul tău, că tot nu mai stăm să, nu? Și vi le dau eu. Da? Da. Siguranță că ești bun, dar și dacă erau 5, tot bun erau. Și bine, și bine, da? Da. Asta contează, asta contează. Sigur. E minunat. Sigur. Avem și... Și ai terminat emisiunea? Am terminat, gata. A, ai dar mai am, mai am o muncă de redacție, mai trebuie să mai fac o emisiune după. Cum vine asta cu muncă de redacție? Adică e ceva plictisitor, ceea ce voi nu vedeți aici la televizor. Adică stai așa cu șoricelul în redacție, pregătești următoarea emisiune, îți faci documentarea, scrii frumos acolo tot ce ai de scris, îți pregătești întrebări, e plictisitor, vă zic eu. Mai bine ce se vede la televizor. Ok, ok.